Dragilor, eu sunt Muie de 5, iar astăzi voi face un Crăciun diferit, episodul 5, vizionare plăcută. Bine, așa. Voi, fetelor, ce vreți să cumpărați? Vrem să luăm lucruri pentru DIY-uri. Uite, ne-ar trebui un pistol cu lipici, ne-ar trebui și o farfecă, câteva creioane și niște col colorate. Op, perfect. Bine, puneți-le aici, eu mă duc mai departe. Stai să te ajut! Păi de 5, tu ce vrei să faci? Eu vreau să mă ocup de machiaj, doar că nu știu la perfecție chestia asta. Stai liniștită, eu mă pricep foarte bine la machiaj. Așa că, ți-ar trebui un burețel din ăsta ca să aplici machiajul, o trusă de machiat și, desigur, și un ruj. Mersi! Haide la coș cu ele. Ok. Bine, noi vom găti. Pe noi se bazează tot, fiindcă mâncarea este cea mai importantă de la o petrecere. Da, hai să încep să cumpărăm. Păi, o să iau niște chipsuri, semințe, ca să aibă ce ronțăi, fructe, o să iau niște costiță și niște nacho, mai iau încă niște costiță, ia și cârnați, că poate sunt și iubitoare de cârnați. Bine. Și iau și un sos. Perfect. Hai să ne ducem și partea cealaltă. Bine. Eu vreau să iau niște pește, să-l frigem. Niște mici. Și te las pe tine să te ocupi de băuturi. Ok. O să iau suc. Și apă. Un castron și în care să mai punem sosuri, pahare. Și pe ăsta mic. Și ceva de mestecat, plus un grătar și o tigaie și o tavă, ceva de curățat, o să mai iau și castronează și în fine, iau aproape tot magazinul și o ciocolată, sigur că da. Bine, fetelor, mă voi ocupa eu de cumpărături să le plătesc. Voi, până atunci, duceți-vă să începeți să aranjați lucrurile, ok? Ok, acum unde este căruciorul? Oh my god, cred că o să am mult de plătit. Bună ziua! Wow, ce pregătiți! Păi, în piața orașului va fi o petrecere foarte mare și avem nevoie de toate lucrurile astea. Tu și cu cine? Și cu prietene mele, dar plătesc eu. Din cardul orașului. Ne-a dat primarul. Perfect. Acum... Da, va dura. Ok. Bun, noi vom sta la mâncare. Eu și cu Luci, desigur, când va veni, vom sta la machiaje. Da, și eu. Da, și eu. Vom sta la DIY-uri. Ok. Scuzați-ne că suntem așa de inutile, dar noi am fi vrut să ne distrăm. Nu-i nimic, pentru că voi ați adus bradul. Meritați și voi o pauză. Mulțumim! Abia aștept să vină Luci. Da, ce e aia atât? Ok. Ăsta a fost ultimul lucru, Luci. Da, plătesc cu cardul. Mulțumesc! Doamne. Va dura. A venit toată lumea! Bun! Hai să ne încălțăm! Da! Ce drăguțe suntem! Hai la patinoar! Da! Bun, acum că am aranjat totul, tu te vei duce să gătești grătarul. Bun, tu rămâi aici să gătești chestiile fierte și așa. Da, sigur. Bun, acum cine machiază pe cine? Eu te machiez pe tine și apoi tu mă vei machia pe mine. Op. Și cu ruj. Și cu pieptelele. Bun. Bine. Ce idee ai de gând să faci? Este un proiect surpriză. Mai am nevoie și de pistol cu lipici. Așa. Atunci vreau și un proiect surpriză. Iuhu! Ce distractiv este! Wow! Chiar că zici că e un zbor. Doar că parcă e mai amuzant. Fiindcă noi ne-am obișnuit cu zburatul, dar cu asta niciodată. Yay! Mi-a pierdut o patină.
te fac și scheme! Bun, haideți să facem grătarul. Punem cârnații, punem și fructele, punem și costița, mai punem și micii și carnea cu mirodenii. Haideți, gătiți-vă! Bun, eu voi găti pizza, fiindcă pizza le place tuturor. O să încep luând o tavă și în ea voi frământa aluatul. Apoi băgăm totul la cuptor timp de o oră. Și atunci când se face o oră o să dingle. Perfect. Până atunci o să pun suc în pahare. Și să gătim și sosul de usturoi. Perfect! Ding! Bun, acum vom scoate și pizza. Perfect! Și o să o amestec bine, pentru că momentan nu este bine aranjată. Între timp voi pune în tavă peștele cu sosul de usturoi peste. Și îl voi băga la cuptor. Timp de 2 ore. Bun. Am băgat în frigider lucrurile ca să se răcească. Voi băga și sucul. Și să curăț de aici. Am făcut mizerie multă. Perfect. Pun și cartofii prăjiți în tigaie. Și îi pun pe ochi. Stau acolo jumătate de oră. Perfect. Și după ce s-au făcut cartofii, îi scot și le pun sos de roșii peste. Mai perfect. Îi pun pe tot în farfurie. Bun. Și așez sosul de roșii bine peste ei. Pizza e gata, cartofii e gata. Ah, ce mai are de făcut? Ah, da, uite. Am uitat că mai am ceva în cuptor. Peștele, care s-a făcut și el. Tot meniul este gata. Bun, prea bine. Acum o să te machiez eu pe tine. Așa. Cu puțin machiaj. Roz închis sau roz deschis? Roz deschis. Perfect. Și să te pieptăn. Voilà! Bun. Am făcut o inimioară. Tu? Eu am scris Crăciun fericit. Ah, ce drăguț. Poftim inimioara. Poftim scrisorica. Gata și cu grătarul. Trebuie să scot. Să-l duc lui Miranda. Bun, cred că ne-am distrat suficient. Haide acum să mergem acasă. Poate fetele au terminat. Bine! Am venit și noi, sunteți gata? Ah, da, sigur că da, noi am făcut ei oarele. Și noi ne-am machiat. Noi am gătit mâncarea! Haideți să vă ajutăm să aranjați totul. În curând vin poneii. Miam, 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 miam. Mamă, am lăsat un loc aici pentru sora mea. Nu pot să mă duc să o chem? Bine, dar nu cred că va veni. Eu tot mă duc să încerc. Soro, soro, te rog, vino. Ai distrus totul, lasă-mă. Dar te rog, toată lumea mănâncă și așa de fericită. Plus că în seara asta vine moșul. Nu poți rata asta. Oricum nu ratezi nimic. La mine nu va veni moșul. Poate că va veni, de unde știi tu? Poate i s-a făcut milă de tine. Nu, noi nu o să i se facă, ca în fiecare an. Hai, te rog, nu pot să-i văd pe ponei cum mănâncă liniștit și tu stai și plângi aici. Lasă-mă să stau și să plâng. Acum pleacă, mai rău îmi faci. Bine, plec. Am venit, mamă. N-a vrut să vină. Ți-am spus. Ce bun e. Oh, ce bun este. Da, e foarte, foarte bun. Foarte bun. Imens de bun. Așa de bun n-am mai văzut niciodată.
Cine a gătit? Miranda și Roza. Wow, ce bun este! Ce bun e! Oh, foarte, foarte bun! Miam, 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 miam. Ah, până și pentru vegetarian a gătit ceva bun. Da, știu, nu-i așa? Gata și omuleții, hai să ne ducem să mâncăm. Stai. Gata. Uhu, mâncare! Wow, cât de bine arată! Nu uitați că noaptea asta vine moșul! Da, ce bucurie! Da. Și dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați un like, un share ca să vadă și prietenii voștri și da, să dați clopoțel în caz că nu ați făcut-o încă, ca să fiți activi la fiecare filmuleț pe care îl fac eu și da, neapărat să dați like pentru că vreau like-uri și dacă primesc like-uri multe, o să continui să fac pentru că o să știu că vă place. Bye, bye!